În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost materialul despre reghineanul căutător de comori prezentat în revista Reginul nostru. Știrea despre băiatul de 14 ani din Rușii Munți, dispărut de acasă, s-a clasat pe locul 2 ca număr de vizionări. Știrea despre rezultatele dezastruoase de la simularea examenului de bacalaureat s-a clasat pe locul 3 în topul preferințelor internauților. Știrea despre rezultatele dezastruoase la simularea examenului de bacalaureat a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dareghin TV. Pe locul 2 ca număr de accesări se află materialul despre reghineanul căutător de comori prezentat în revista Reghinul nostru. Pe locul 3 în topul preferințelor utilizatorilor de Facebook se situează rubrica Jurnal de vreme, realizată de Ionus Cioloca. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dareghin de TV, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.